Experiența și studiul sau proiectul tehnic nu pot garanta că odată ce faci 3, 5, 7 rânduri de piloni, vei stabiliza 100% versantul. Că nimeni nu poate ști ce e la sus. Poate ajungem la punct, dar domnul direct. Asta nu știi niciodată, că am întrebat și eu la fel. Dacă facem această investiție 100% singur, nu, domnule, s-ar putea să vină dintr-o altă parte. De altul ce merg în aia. Da, vă rog. Stimați părți, eu am o... Vă rog, dacă se poate, vis-a-vis cu tetaraul nostru, adică la vreo 150 de metri pe celălalt versant, exact. Adică către oraș. Se fac investiții private, blocuri de 8-10 etaje. Poate îi întrebam pe ei cât i-a costat stabilizarea terasamentului, amplasamentului. Și probabil că o să aflăm sumele. Nu știu, mi se pare că am intrat într-o polemică care nu are nici rostul, nici locul. Sunt chestii care se pot verifica, sunt publice, nu e nicio problemă.